Auzi, băie, domn doctor. Ce vrei, mă? Vezi tot treaba ta. Păi nu mai fie așa nervos. Vreau să știu și eu cum a scăpat ăsta. A avut vestea anticlon. Băi, ești nebun? Nu, mă, nu sunt nebun. Asta i-a salvat viața, da? Unde s-au bătut ăștia? E, doctore, asta chiar că nu-i treaba ta. Nu-i treaba mea? Vezi cum vorbești, că aici nu suntem în șapte. Vezi anti-glunț? Ieși. Nu te rog, iartă-mă, domnul Cartici, n-am vrut să moară fratele meu, Cosmin. N-am putut să mă apăr, domnul iartă. Le lăsa să moară, da? Doamne! Trebuia să mor și tu! Domnul iartă! Da, pleacă, nu vreau! Du-te! Nu, da! Hai! Du-te! De ce l-ai lăsat să moară? N-am vrut! De ce? Pleacă! N-am vrut, domnul! Liniștește-te! Liniștește-te! Cosmin trăiește! N-a murit! Băi, nu uitați, subscribe. E un buton. Da, apeși pe buton, nu te costă nimic. Deci subscribe. E la spital, e bine. Liniștește-te. E bine. Hai, mă, dă-i drumul de aici. Du-te de aici. E bine. Cum trăiești? Avea vestea anticlons pe el. E doar zgâria la gât atât. A dus capul. Bravo. Unde e acum? E la spital. Are fratele meu medalionul, grijă de el. E bine, e ok. Adică aia la gât e crestătura așa, nu e rău. Nu e la jugulară, e bine. Grazie, Santa Madonna. Bine că a avut zile. Bine că avem în sănătatea lui. Și nu... Doamne ferește. Cosmin e în spital, e bine. Gata! Băi, da, aia din șatră. Aole, ce mă sperie, mi-a zis că a murit, Don. Aole, ce mă sperie. Aole, cum să mor. Plângi pe jegosul ăla? Da. Ce-ți fac cu astea pe tine? Ha? Lasă-mă, pace, că-i stă mișto. Băi, Relule, tu ce te bagi? Bulibașe? Păi sunt bulibașă. Trebuie să mă bag. Lasă-o în pace. Hai să bem. Ieși afară, fă, că de tine mă ocup eu mai târziu. Ieși afară și nu mai plânge, da? Acum nu mai am de ce să plâng. Fă, Firea, dracu să fii. Băi, Herman! S-a întâmplat aici. De ce v-ați adunat? Da? Chiar vrei să-ți dăm ție explicații? Nu trebuie. Mă duc să mă odihnesc, că nu mă simt prea bine. Alo! Fratelul, tactul, ce faci? E bine.
jumate an să nu mai plângi pe ăla? Lasă-mă în pace. Fă nu mă face, stai alergă, te joc în picioare. Fă stai dracu pe loc, că-s plin de nervi. Fă stai pe loc când îți zic! Ce-ai făcut îmbrăcămintea asta? Am fost cu fetele și cu nenea Urică. Da? Și unde ai fost, la spital? Băi, nu uitați, subscribe. E un buton. Da, te apeși pe buton, nu te costă nimic. Deci subscribe. Nu, la mol. La mol? La mol de ce ai fost? La mol? Cum am înțeles eu de ce ai fost tu la mol? Tu ai fost la mol să te aranjezi ca să te duci la fraierul ăla la spital, nu? Ce te-ai gândit tu? Că poate trece boala mai repede. Nu? Ia vină, fă vagabanta, dracu. Vină, curva, dracu. Dacă nu te joc în picioare să moară cea mai sunt. Vină, fă încoa. Auzi, fă? Dar e nasol că te-ai aranjat degeaba. Că l-a zace acolo în spital și n-a apucat să te vadă, fă. Înțelegi? Ce faci, bă, acolo, bă? Bă, tu n-ai treabă? De ce nu dormi? E cam târziu, ți-ai băut grișulețul. Dă-i dracu drumul de aici. Bă, ești nebun, o omor, bă! Lasă, bă, că nu o omor, vezi tu de treaba ta. Pleacă, dracu, de aici. Vrei să zic povești de noapte? Nu știu. Pleacă, dracu, de aici, de sărăcie. Mulțumesc frumos! Toate filmulețele pe care le-am postat până acum văd că vă bucurați de ele și urmăriți în număr cât mai mare. Și dacă vă face plăcere, urmăriți în continuare, dați subscribe, știți ce aveți de făcut. Nu uitați că alea sunt niște personaje, da? Interpretez acolo niște personaje, nu aia este realitatea. Urmăriți cu drag și sper să vă aduc câteva minute de relaxare.